Salut, camarad, bună dimineața! Uite, sunt în față la Ateneul Român, 7 fără 4 minute. Sunt la 13 metri, 14 metri de statuia maestrului Eminescu, marele geniu și patriot. Nu e nimeni pe aici, pe un parculeț. Sunt singur pe felie. Vedeți, eu și porumbii. E liniște și pace. M-am sculat mai de dimineață că vreau să mă duc la o borsă să-mi încarc butelia, că nu mai am gaz în ea să gătesc. După aia vreau să vă explic așa pe scurt cum supraviețuiești în România fără bani sau cu bani puțin și cum te descurci. Am niște puncte strategice, așa, de exemplu, am o biserică care deschide tot timpul la 6:30. Acolo mă duc și mă spăl pe față, îmi spăl batista cu săpun lichid, e și apă caldă, după aia hârtia igienică nu o plătesc, vă dați seama, știi? După aia mai știu tot pe aici, pe-n centru, aia așa că zboară. La elicopterul de la Floreasca, la urgență. Mai știu pe aici, pe-n centru, sediu unui ziar, unde acolo e multă lume. Spațiile sunt împărțite pe cafenea, pe redacții, balet, muzică, nu știu ce. Acolo sunt vreo 4 etaje, deci acolo mi-au câte o rolă, 2 de hârtie igienică, mi-ajung mai multe zile, deci fac o mică economie, că și hârtia igienică costă. Tot așa, și acolo e apă fierbinte, pot să-mi spăl batistele cu apă fierbinte. După aia știu un parc liniștit, când sunt mai obosit, așa pot să mă duc acolo să mă lungesc cu o oră, două, așa, la umbră, nu mă deranjează nimeni, mai vin câteva persoane cu căței, dar nu e nicio problemă, deci e destul de liniștit. După aia mă descurc așa cu mâncărica, știu o braserie mai ieftină, bine mai ieftină. E 14 lei o supă de găluși sau 16 lei o ciorbă de perișoare, dar mă rog, adică din când în când mai mănânc și eu, că eu ce gătesc așa, gătesc mai mult de astea uzuale, așa, tocând ciorbe de legume, să vedem că am vorbit la Comana să cumpăr un miel de vreo 7-8 kg, știi, nu e mare, dar dacă nu e mare, nici prețul nu o să fie mare, așa că o să sun mai târziu să văd dacă s-au hotărât că le-a fătat caprele 3 miei, o fetiță și 2 băieți, fetița o țin ca aia, când se face mai mare dă lapte, ca așa e procedura, și băieții se vând, că ăia nu produc nimic, știți? Așa că cred că o să-mi cumpăr un miel de la de 7-8 kg, mănânc 2 săptămâni și ceva miel, știi, că e carne fragedă, sănătoasă, proaspătă, deci cam asta e mișcarea. Am puncte de-astea de reper, așa, mai mă duc la niște biserici, mai mă ajută fetele alea cu o conserve, ceva. Blocul de dormit, știți că dorm pe un depot, nu plătesc nimic, ori în boxa blocului, ori cu case sau vile părăsite. Deci mergem așa pe hey-rup și pe bani puțin, așa. În principiu sunt bine, sănătos, nu mă doare nimic. Am zis să mă duc luni sau marți, să stau vreo 3 zile pe lângă Comana pe acolo. Mă relaxez și eu frumos, o să vă gătesc la ceaun, la foc de lemne, foc de tabără. Așa, viața merge înainte, ce să facem cu Dumnezeu înainte? Sper că și voi sunteți bine, sănătoși, că ați dormit bine și vă descurcați cât de cât.
Vă urez tot binele din lume astăzi, sâmbătă. Iubiți-vă, îmbrățișați-vă, pupați-vă și cu neveste, și cu amante, și cu prietene, și cu ce aveți voi, copii pe acolo. Viața e scurtă, suntem doar trecători pe lumea asta, tot e deșertăciune, și averile și totul, știți, nu luăm nimica cu noi. Așa, în spiritul ăsta zicem și Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte și să fim sănătoși, vorba aia, sănătoși să fim, că belelele curg. Am poftat să mănânc și eu 3 mititei așa la botul calului, la meserie, ce n-a văzut Paris. Hai că vă pup, vă doresc tot binele din lume și rămâne precum catarii umăr la umăr. Pa, camarații!